Bună seara, da, mersi pentru felicitări. Mi s-a părut, sau mie din teren, mi s-a părut că am jucat două reprize diferite. Poate, nu că două reprize diferite, prima repriză am dominat, am avut ocazii, am marcat. A doua repriză, 10 minute am jucat normal, apoi am mers câteva greșeli, una, două, trei, patru. Și poate s-a puțin așa, era mai nervos. Și încă n-am marcat din 2 metri, asta cred că am influențat foarte tare la joc. La jocul nostru. Dar până la urmă bine că am obținut victoria și mergem înainte. 3 puncte. Nu pot să vă spun ce anume, că sunt alți specialiști care poate spune, dar cred că dacă este așa o schimbare, avem trei câștiguri și un egal, cred că mergem spre drumul cel bun. Și asta spune tot despre antrenori, eu cred. Disciplina, în primul rând, mult tactic, lucrăm mult fizic, s-a schimbat mult la echipă. Da, noi avem mulți jucători noi, dar au venit jucători buni, de calitate, care nu le-a trebuit mult ca să acomodeze cu echipa. S-a văzut deodată că au intrat în joc și ne ajută foarte mult. Bine, e clar că când dai un pas în extremă, spunem așa, pentru adversari e mai bine când duci în pressing. Cel mai bine să joci verticală, în sus, în față, asta e cel mai bine. Mersi. Primul și în primul rând asta este regimul. Mâncarea, odihna, antrenamentul și asta e tot. Să te gândești numai la fotbal. E clar că noi când eram tineri toți ne gândeam, poate că jucăm fotbal, dar acum, știți, cu vârsta te mai gândești că vrei să ții la același nivel, să nu dai mai jos. În primul rând regimul. Eu sper întotdeauna orice jucător din, nu știu, din orice țară sper și vrea să joace la echipa națională. Eu tot mă număr pentru acești jucători și vreau să joc la națională. E normal.